De cine îmi place, ce îmi place? Dezvoltare personală, clasa pregătitoare. Bună ziua, dragi copii! În momentele următoare, vă invit să fiți atenți, pentru că veți cunoaște doi copii din clasa pregătitoare foarte simpatici. Haideți să-i vedem! Eu sunt Emma și locuiesc la oraș. Eu am multe jocuri și jucării. Cel mai mult îmi place să fac puzzle. Sunt foarte pricepută la puzzle. Îmi mai place să mă joc cu păpușa mea, Mica, și cu ursulețul meu, Teddy. Cel mai bun prieten al meu este verișorul meu, Luca. Eu sunt Luca. Eu locuiesc la țară. Eu nu am multe jucării. Am doar o minge primită de la bunicul, un pachet de cărți și o bicicletă rămasă de la fratele meu mai mare. Dar, în schimb, îl am pe Arti, cățelul meu cu care mă joc toată ziua. Îl îndrăgesc foarte tare. Cea mai bună prietenă a mea este verișoara mea, Emma. Noi ne petrecem vacanțele împreună la țară, ne jucăm împreună și împărțim dulciurile. Uite, niște biscuiți! Am și eu acadele! Hai să facem schimb! Ne jucăm împreună în curte cu jocurile aduse de Ema, cu mingea mea și cu arti, bineînțeles. Emei îi place foarte mult de el. Cel mai mult ne place să facem colibă din Crengi în grădină și să ne jucăm acolo. Nu te supăra, frate! Mie îmi place de Luca pentru că știe să meargă cu bicicleta. Mă va învăța și pe mine. Știe să hrănească găinile și puii, se poartă frumos cu mine și este politicos. La sfârșitul vacanței, eu i-am dăruit lui Luca un puzzle dintre ale mele. Mie îmi place de Ema pentru că știe să meargă cu rolele. Mă va învăța și pe mine. Știe o mulțime de povești. Împarte cu mine jocurile ei. Eu, la sfârșitul vacanței, i-am dat Emei o felicitare făcută de mine. Dragi copii, mă gândesc că vă place de Emma și Luca. Acum vreau să văd dacă ați fost atenți. Mai țineți minte care dintre cei doi copii locuiește la oraș? Este Emma. Care dintre cei doi copii știe să meargă cu bicicleta? Așa e, Luca. Dar care dintre cei doi copii face puzzle? Este Emma. Și care dintre cei doi are un cățel? Așa este Luca, îl are pe arti. Mai țineți minte ce au construit copiii în grădină? O colibă din Crengi, foarte bine. A venit rândul tău să ne spui care este jocul sau jucăria ta preferată. Desenează pe foaie jocul sau jucăria preferată. Acum, aș dori să ne spui care este prietenul tău cel mai bun sau prietena ta cea mai bună și ce îți place cel mai mult la acesta. Alături de jucăria preferată, desenează-l și pe prietenul sau pe prietena ta. Până săptămâna viitoare, te rog să te gândești la un joc sau jucărie dintre ale tale, pe care ți-ar plăcea să o dăruiești prietenului sau prietenei tale. Dacă nu ai jocuri sau jucării, ai putea să desenezi o felicitare pentru prietenul sau prietena ta. Sigur, se va bucura. La revedere, dragi copii!